Au mai rămas două zile și se încheie prima etapă de înscrieri în clasa pregătitoare. Majoritatea unităților de învățământ și-au atins țita în ceea ce privește numărul viitorilor învățăcei. În acest moment, situația în ceea ce privește unitatea noastră școlară, spunem că este una foarte bună, dar întotdeauna există loc de mai bine. În sensul că pentru următorul an școlar, noi ne-am propus două clase de pregătitoare, care spre bucuria noastră le-am și realizat. Ne bucurăm că părinții din zona noastră apreciază munca cadrelor didactice, apreciază faptul că suntem o școală cu deschidere, o școală în care se muncește, cu dotarea necesară astfel încât să se desfășoare un proces instructiv educativ de bună calitate. Este adevărat că se încheie prima etapă, dar vor urma celelalte etape în care porțile școlii noastre sunt deschise pentru toți cei care doresc să fie elevii cadrelor din această unitate școlară. În ultimii ani, dascălii remarcă o scădere a numărului de copii, în timp ce acum, câțiva ani, școlile își deschideau porțile pentru sute de copii de clasa 1, acum numărul acestora este din ce în ce mai redus. Din păcate, eu am o vechime considerabilă în învățământ și, într-adevăr, din păcate, se observă o scădere a numărului de elevi. Dar noi avem speranța că este doar un moment prin care trecem și încercăm să găsim soluții favorabile pentru acest moment, adică colegii noștri să-și desfășoare activitatea în bune condiții, să țină mai puțin cont de acest aspect și să găsim soluții în tot ceea ce ne așteaptă vis-a-vis de procesul de învățământ. Părinții sau tutorii legali își pot înscrie copiii în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015 până la data de 14 martie. A doua etapă de înscriere va avea loc în perioada 25 martie-4 aprilie, iar pe 11 aprilie se vor afișa rezultatele finale. Între 14 și 18 aprilie, inspectoratele școlare vor soluționa toate cazurile nerezolvate după finalizarea celei de-a doua etape de înscriere.